Bun găsit, sunt Cătălin Gora și vă invit la o nouă ediție a Dosarelor X. Tragedie cu multe semne de întrebare într-o familie din raionul Hâncești. Copilul de nicio lună al unui cuplu a murit după ce s-ar fi înnecat într-o cadă cu apă. Părinții le-au spus anchetatorilor că au scaldat bebelușul, apoi s-au culcat, iar când s-au trezit, l-au găsit fără suflare în cadă cu apă. Pe acest caz a fost pornită o anchetă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Tragedia s-a produs acum două zile în localitatea Bujor din raionul Hâncești. Părinții copilului, o tânără de 18 ani și soțul ei de 23 de ani, se aflau în ospăție la o rudă, ei fiind originari din raionul Râșcani. Aceștia le-au spus polițiștilor că după ce au scăldat copilul, s-au culcat, iar la scurt timp s-ar fi trezit cu bebelușul care nu dădea semne de viață, în cadă cu apă. Potrivit secretarei de la primăria din localitate, mama bebelușului este originară din satul Bujor și a venit în localitatea de Baștere pentru a-i face certificat de naștere copilului. A fost joi sau vineri la mine, s-au adresat tineri, părinți copilului, că tata e de la, are viză de reședință la viză de domiciliu la Onești și mama are la Bujor, dar nici n-a știut că are la Bujor, pentru că e de copilă, e plecat împreună cu mama ei și în cosoră la Căușeni a învățat. Și n-am știut că viza de domiciliu e la Bujor. Și eu născut copilul și la Râșcani nu le-a făcut înregistrat nașterea, da, și eu venit în coaș. Vreau să înregistrez și căsătorie și nu aveau actele în ordine. Și a rămas că să aducă actele în ordine și să vii să le întocmesc adverința de naștere și cu căsătorie împreună. Femeia a rămas îngrozită de cele întâmplate. Ne-am dispărțit atunci și atâta, când ieri am auzit, am rămas portret. Da, a fost de ce nu știu. Nici nu pot să-mi dau seama că dacă e la mijlocul amiezei, parcă ar fi trebuit să fii tăți pe lângă dâns. Când e noaptea, e noaptea, dar care situația, cum a fost, nu pot să... Poliția a pornit un dosar penal, anchetatorii urmând să descâlcească ițele în acest caz și să stabilească dacă părinții spun adevărul. Dosarul penal în care procurorul general suspendat Alexandru Stoianoglu este cercetat penal pentru corupere pasivă, abuz de serviciu în interesul unei organizații criminale și fals în declarații a fost trimis în judecată. Procurorii îl acuză pe Stoianoglu că l-ar fi eliberat din pușcărie pe Veceslav Platon, condamnat la 11 ani de închisoare în dosarul fraude bancare. Contrar legii. Astfel, procurorul general suspendat ar fi renunțat ilegal la acuzare, iar ca urmare bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu circa 870 de milioane de lei. Stoianoglu este cercetat și pentru corupere pasivă, după ce ar fi acceptat să ia bani sau alte bunuri de la Platon, în sumă totală de 63 de milioane de lei, susțin procurorii. El este acuzat și pentru fals în declarații, după ce nu a menționat în declarația de avere că soția sa este beneficiară unei societăți înregistrate în Ucraina. În același timp, a fost expediată în judecată și cauza penală în privința a doi procurori de la Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și cauze speciale, învinuiți că au acționat împreună și de comun acord cu procurorul general suspendat pentru a-l elibera din detenție pe Veceslav Platon și pentru a renunța ilegal la acuzare. Alexandru Stoianoglu pledează nevinovat în toate cazurile. La o săptămână după ce s-a trezit cu mascații la ușă, primarul de Hâncești, cercetat penal pentru repartizarea frauduloasă a mai multor terenuri, a ieșit astăzi într-o conferință de presă. Alexandru Botnar se declară nevinovat, însă dă asigurări că va conlucra cu ancheta. Mai mult, că le va spune procurorilor chiar și ceea ce ei încă nu știu, fără a preciza despre ce este vorba. Botnar susține că dosarul este pornit la comandă pentru a lipsi de fotoliul de primar și că aceeași soartă îl așteaptă și pe alți colegi de-ai săi. La comanda a doi consilieri din municipiul Hâncești, care ei au scris... N-am să vorbesc despre nume, dar eu cred că cetățenii din Hâncești cunosc acest lucru. Care e candidat la funcție de primar? Care cineva a fost președinte de raion? Procurorii însă nu ne-au oferit mai multe detalii, invocând secretul anchetei, cu precizarea că unele investigații jurnalistice au ecouri și în procesele penale, cum se întâmplă și în acest caz. Anterior, Rise Moldova a realizat o investigație în care se spune că peste 3 hectare de teren din orașul Hâncești au fost înstrăinate pe bani puțini. Noul cartier Select și o afacere pe hârtie ar fi ajuns în proprietatea unei companii fondate de un consilier raional. Potrivit investigației, un subaltern al fi
fiului primarului din Hâncești, ajutat de funcționari locali. A jonglat cu acte care i-au permis să cumpere un teren public de 60 de ari la un preț de nici 7.000 de lei. Terenuri care va atribuite sau aferentă sau vânzarea lui prin licitație se face prin decizia Consiliului și nici de cum primarul nu decide. 1. 2. Eu ce-s de vină că au fost făcute niște tranzacții între cineva, cumva, și până la sfârșit, dacă din a patra persoană a cumpărat și feciorul meu, care va un loc de casă, el lasă ce, urmăriri penal trebuie să fie. Săptămâna trecută, procurorii au descins pe mai multe adrese din municipiul Hâncești, inclusiv acasă și la biroul primarului Alexandru Botnari. Perchezițiile au avut loc într-un dosar care visează atribuirea frauduloasă a mai multor terenuri în intravilanul municipiului Hâncești. În consecință, procurorii au confiscat mai multe documente, iar persoanele citate cu funcție de răspundere din cadrul primăriei, precum și persoanele interpuse, li s-au atribuit statutul de bănuit. În total, 6 persoane, inclusiv primarul Alexandru Botnari, au fost citate pe pentru audieri. Un mesaj pentru organele de drept. Merg, vă spun tot ce vă doriți. Veniți, verificați. Încă o dată, nu intimidați cei apropiați. Ei și așa au suferit pentru funcția care o am ani de zile. Și vă rog, puneți la egal, nu pe cineva verificați și controlați, ca să-i puneți în unghieri, dar pe cineva care s-a îmbogățit și a făcut afaceri cu propriile firme, stau într-o parte. Responsabilii din cadrul procuraturii au declarat pentru TV8 că perchezițiile au fost efectuate cu respectarea legii, fără aplicarea forței fizice, cu asigurarea intrării în edificii și că urmărirea penală va continua, așa cum o cere legea, cu respectarea în continuare a drepturilor bănuiților, în pofida încercărilor de a influența investigațiile prin declarații publice. Procurorii Picecoș vor administra în continuare probele disponibile în acest stadiu al investigațiilor cu acumularea materialului suplimentar. Bineînțeles, investigațiile penale urmează să aibă o finalitate și doar instanța de judecată se va putea pronunța asupra acțiunilor autorității de investigație, asupra pretințelor abuzuri, vinovății sau nevinovății persoanelor vizate. Alexandru Botnar este primar la Hâncești din anul 2003. În anul 2019 a deținut pentru scurt timp mandatul de deputat, după ce a câștigat alegerile din februarie, candidând pe circumscripția uninominală Hâncești din partea Partidului Democrat din Moldova. În octombrie 2019 a câștigat alegerile locale pentru funcția de primar de Hâncești, iar câteva luni mai târziu a renunțat la mandatul de deputat în favoarea celui de primar. Un tânăr din raionul Ocnița a fost prins în flagrant și reținut pentru trafic de droguri. Potrivit oamenilor legii care au deschis cu percheziții, tânărul a fost prins cu circa 2 kg de marihuana, estimate pe Piața Neagră la aproximativ 600.000 de lei. Pachet de Ziploc. Un pachetat. Tânărul în vârstă de 23 de ani era responsabil de vânzarea marihuanei în raioanele de nord ale țării. Spune poliția, acesta a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Descoperirea șocantă în raionul Comrat, un copil de 12 ani a fost găsit mort în curtea casei. Poliția a fost alertată de o persoană care le-a spus oamenilor legii că a descoperit minorul și că acesta nu dă semne de viață. La fața locului, imediat s-au deplasat polițiștii și medicii de la ambulanță. Din nefericire, toate încercările doctorilor de a resuscita copilul au eșuat. Băiatul era deja decedat. Poliția a evitat să ofere detalii despre posibilele cauze ale decesului, menționând doar că pe corpul victimei nu au fost depistate semne de moarte violentă. Cadavrul minorului a fost transmis către Centrul de Medicină Legală pentru a fi stabilită cauza exactă a decesului. La moment, oamenii legii întreprind toate măsurile necesare pentru a clarifica circumstanțele incidentului. Atât pentru rubrica de astăzi. O seară fără incidente vă doresc! Ha ha ha!